Salutare lume, protegea și bine ați venit la un nou video! Astăzi ne vom uita la jocul Duble sau Doble, localizat de cei de la Asmo de România și ne vom uita la varianta Harry Potter. Acest joc este un joc de copii care, practic, trebuie să observi perechile de pe cartonașe diferite. O să ne uităm imediat despre ce este vorba și în acest joc sunt incluse practic 5 variante, adică este un pachet de cărți, o să vedeți, dar sunt 5 variante diferite de a juca jocul. Dar, repet, este un joc foarte interesant pentru copii. Jocul are o recomandare de vârstă de undeva începând cu 6 ani și se joacă între 2 și 8 jucători, se poate juca și în grupe mai mari de copii și partidele sunt destul de scurte, durează undeva 10-15 minute, să spunem așa, o partidă, irelevant de varianta care se joacă. Cum am obișnuit, mergem acum la masă, vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Aici avem practic lucrurile care se află în cutiuță, este acest regulament, cum ați văzut și în unboxing, și o să vă prezint fiecare din cele 5 variante și o să vă și dau numele exact cum, cum apare în regulament. Ce este foarte important ca să ne familiarizăm cu cărțile, observați sunt diferite elemente din jocul, nu din jocul, pardon, din IP-ul Harry Potter. Deci observați, probabil, dacă ați văzut sau ați jucat jocul pe calculator pe și sau ați văzut filmele, o să recunoașteți, probabil, majoritatea elementelor din aceste cărți. Și ce este important în acest joc, o să observați când vorbim despre fiecare din cele cinci variante în parte, este să găsiți dublurile, respectiv ce apare, o chestie care apare pe două cărți. Observăm aici, e vorba de cheie. Dacă comparăm astea două, hai să ne găsim ceva. Da, e vorba de această persoană. Deci majoritatea din cărți au câte un element comun în, în ele. Acum, haideți să le luăm pe rând cele 5 variante. Nu o să ne rugim foarte mult că nu sunt foarte complicate și vorbim aici despre turnul infernal. Ce se întâmplă în turnul infernal? Se amestecă pachetul. Fiecare jucător va primi o carte în mijlocul său, se pune acest pachet întors în mijlocul mesei și în același timp Hai să zicem că jucăm în 3. În același timp, jucătorii vor întoarce cărțile lor din față și vor încerca să găsească un element comun de pe cartea lor cu cartea de aici. Primul care vede un element comun, haideți să spunem... Găsim ceva? Pom, pom, pom. A, de exemplu, eu văd primul și zic Dobby. Am găsit Dobby. Și dobi, vedeți, apare aici și apare aici. Ce se întâmplă? Eu primesc această carte, o pun deasupra și de acum înainte o să compar cu cartea asta, cartea de aici. Și iarăși același lucru, toată lumea încearcă să găsească un element de pe cartea lui cu un element de pe cartea aceea să fie aceeași. De exemplu, zicem aici o oglindă, o iau iarăși eu și tot așa până când toată lumea da, acum zice el oglindă că a văzut primul, să spunem, ia acest cartonaș și întotdeauna se compară cu cartea de deasupra, cu cartea din teanc. Și în momentul când toate cărțile de aici din teanc au dispărut, se numără cărțile și persoana care a strâns cele mai multe cărți a câștigat această variantă de joc. Apoi, după turnul infernal, avem jocul cu numărul 2 și anume vorbim aici despre fântână. Fântâna este practic foarte asemănător cu jocul acesta despre care vă spuneam. Ce se întâmplă însă aici este să se amestecă cărțile, se împarte, se împarte, la fel numărul de cărți la jucători. Eu o să dau așa random. Așa, să zicem. Și o carte se va întoarce pe mijlocul mesei. Și în momentul când se dă startul, toată lumea își întoarce teancurile și trebuie să cauți un element de pe pachetul tău cu un element de aici. De exemplu, dacă persoana asta vede primul element, strigă. E vorba de ăsta. Și își pune cartea aici. Iar și acum toată lumea caută. De exemplu, eu văd banul. Îi sp sp spun stop, adică sau cumva să anunțați că ați găsit ceva, arătați banul și tot așa mai departe. De exemplu, haideți să vedem, mai, mai găsim ceva. Bufniță, eu am găsit bufniță stric și pun aici. Și tot așa până când unul din jucători nu mai are cărți și atunci acel jucător care s-a scăpat de toate cărțile câștigă. Deci observați, primul joc este să strângi din pachet, al doilea să te scapi de pachetul tău, dar elementul este același. Găsiți dublurile între cărțile tale și cărțile din centrul mesei. Bun, haideți să mergem la jocul următor. Jocul următor este cartoful fierbinte. Asta este puțin mai interesant și este recomandat în mai mulți jucători, în doi nu este foarte interesant, să spun așa, și vă, vă spun și de ce. Se decide în câte runde se joacă, să zicem că jucăm 3 runde, fiecare jucător va primi o carte și în momentul când se începe, toată lumea întoarce cartea și dacă eu găsesc, să zicem, mai există un jucător aici și mai există 3-4, vă imaginați, și dacă eu, primul care vede, de exemplu, eu, mâna asta, vede castel, atunci am voie să pun cartea pe, pe cartea asta a adversarului și eu m-am scăpat de carte. Jucătorul care a primit cartea asta are acum două cărți în mână, dar joacă în continuare comparând cartea asta cu cartea adversarilor. Dacă el găsește primul o carte sau un element din cărțile din mâinile adversarilor, să o spune, predă cartea asta și mai are cartea asta, trebuie să se scape și de asta pentru a ieși și el din joc. Și în momentul când rămâne un singur jucător cu cărți în mână, restul toți s-au schimbat de cărțile din mână, atunci acel jucător numără cărțile, de fapt na, câte cărți, cât jucători sunt, și și adună punctele. Și atunci începe o rundă nouă. Și practic dacă se joacă în 4, zicem un jucătorul la 4 puncte, și tot așa, practic, se vede cine are după 4 runde sau 5 runde câte decideți, cele mai multe cărți rămase în mână. Deci a, tot pe aceeași idee, numai că acum este o singură carte și trebuie să vezi la mai multe cărți, nu numai cea din centru să o compari, ci trebuie cartea din mână să o compari cu numărul de jucători ca să te scapi primul de cartea din mână sau cărțile, dacă ai primit deja cărți. Dacă ai primit deja cărți. Și asta se numește cartoful fierbinte. Haideți să mergem la jocul numărul 4 și anume Darul Otrăvit. Este puțin pe, pe, aceeași, pe aceeași idee, să spunem, să spunem așa. Ce se, ce se va întâmpla? Se, se amestecă cărțile, bineînțeles. Se va, uitați aici, se va lua câte o carte la fiecare jucător, să spunem așa. Și ce se întâmplă? Iarăși, ca și dacă la primul joc. Da, la turn, ca la turnul infernal, deci setup ul este același ca la turnul infernal, toată lumea întoarce, dar acum care este obiectivul? Obiectivul nu mai este să găsesc eu la mine ca să iau cartea, ci trebuie să găsesc un element comun cu cartea de mijloc la adversari. De ce? Pentru a, a, a le da acel dar otrăvit. Deci eu, dacă văd, de exemplu, aș pisica asta, zic, am văzut pisica și aci, îi voi da acelui jucător această carte. Deci, obiectivul meu nu este să găsesc ce se, ce se potrivește cu cartea de la mine din față, ci să găsesc ce se potrivește cu cărțile adversarilor, să le dau cât mai multe cărți adversarilor. De ce? Fiindcă în momentul când acest pachet se termină, jucătorul, bineînțeles, v-ați prins cu cele mai puține cărți, va câștiga această partidă. Și mai există o variantă și anume triplet, unde ce se întâmplă? Se amestecă cărțile, se face un grid de 9. Asta se pune aici. Așa acum ce trebuie să găsiți? Trebuie să găsiți trei cărți diferite care au același element. Haideți să vedem dacă găsim. Găsim, găsim. Da, am găsit. Pe Hermione sau cum se cheamă. Ziceți stop, ziceți ok. 1, 2, 3. O să le strângeți, o să le strângeți pe astea 3. Vedeți aici, o avem aici. O avem aici și o avem aici. Astea le puneți în fața voastră și se vor descoperi alte trei cărți. Și iară se face același lucru când cineva vede, strigă, spune care și strânge cărțile. Și bineînțeles, la sfârșitul teancului, că nu mai sunt cărți uh, depus și nu se mai găsesc nici perechi în cărțile sau triplete în cărțile de pe mijlocul mesei, jucătorul cu cele mai multe cărți în mână a câștigat. Astea sunt cele 5 variante care sau în, cele cinci variante a jocului double. Ați observat, există diferite, trebuie să fii atent la ale tale, să le comparte, să fie ale la adversarului, dar ideea principală este să găsiți două de același fel, respectiv la varianta numărul 5, trei de același fel. Acum, că ați avut ocazia să vedeți pe ce este vorba în jocul double sau duble, varianta Harry Potter, aștept de la voi întrebări, respectiv păreri sau completări mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, jocul acesta este unul interesant pentru copii, mai ales că îi ajută să vadă repede, să observe repede acele cărți dublură. Foarte fain este că se poate juca și în număr mai mare, undeva între 2 și 8 jucători, de se poate juca poate la petrecere de copii sau când copiii voștri au ceva copii, musafieri sau așa mai departe, respectiv puteți juca și în familie, poate cu bunici și cu copii și toate vârstele la un loc, având în vedere că este un joc interesant care respectiv se poate juca, cum spuneam, la toate vârstele. Există diferite variante unde practic se schimbă modul cum la ce trebuie să fii atent, dar obiectivul jocului este întotdeauna să găsești dublura, respectiv într-una din variante, dacă țineți minte la varianta 5, triplura în cărțile care le aveți la dispoziție sau care le vedeți pe masă. Deci despre asta este vorba în jocul w. și mie, cum spuneam, mi se pare un joc foarte, foarte fain dacă vorbim aici despre jucat cu copii îi ajută acea gândire, observare rapidă respectiv. Are și tema de Harry Potter, ce trebuie spus că nu este neapărat, cum să spun așa, un film rău, adică, din punct de vedere, este un film bun de la o anumită vârstă, care copiii poate să înceapă să se uită la el și să treacă, să spunem așa, cu vârstele, și prin vârstele prin care au trecut cei din, din, din Harry Potter. Deci, de aia este și un IP interesant poate pentru atrăgător pentru unii copii care au văzut deja niște filme sau să au jucat jocuri cu Harry Potter, respectiv pe, pe PlayStation sau pe calculator sau așa mai departe. Dar în același timp este un joc foarte bun de copii unde aduci la masă, poți aduci mai mulți copii să fie atenți la diferitele dubluri. Așa că căutați genul acesta de joc, recomand duble sau doble de la Asmo de România. Cam atâta, mulțumesc! tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați un subscribe și un like la pagina Protiplace pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul Protiplace. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea, pentru a-mi crește atât în calitatea și cantitatea contentului. În același timp, mulțumesc Mit și Adi B, care mă susțin pe Patreon la categoria Board Game 3, dar bineînțeles, mulțumesc tuturor care mă susțineți, atât pe Patreon, Facebook, cât și pe YouTube, cu like, share, subscribe, știți toate chestiile astea. Și bineînțeles, doar faptul că că mă urmăriți și vă uitați la videourile mele, mă ține motivat să fac în continuare ceea ce fac. Mulțumesc, seară faină și ne vedem cu un video următor. Ceau, ceau!